Salutare, dragi prieteni! Băi, fraților, astăzi jucăm un nou joc NES. Unul din preferatele mele, dacă nu jocul meu preferat NES, pentru că mie personal, în copilăria mea, Spider-Man a fost eroul meu preferat. Aș putea spune că a fost detronat de Superman, dar rezultatele au fost inconcludente. Bun, avem aici Spider-Man Return of the Sinister Six și este un joc foarte, foarte, foarte tare. L-am jucat de un miliard de ori, mai multe veri la rând, pur și simplu le-am pierdut. Încercând să termin acest joc, am distrus numeroase controlere. Bineînțeles, nu ca acesta, pur și simplu erau acele chinezării care se vindeau la tarabe, da, în oraș, pentru jocul pe televizor. Erau foarte proaste, făcute așa. Așa erau vremurile, alea erau vremurile atunci, ce putem spune? Acele vremuri, româna asta. Bun, haideți să jucăm Spider-Man Return of the Sinister Six. Avem aici pe Mysterio, pe Sandman, pe Dr. Octopus, pe Red Goblin, Green Goblin, pe Electro, îl vedeți acolo. Bun, haideți să jucăm. Electro este primul nostru villain. Electro takes charge of the situation. Bun, și suntem cu Spider-Man. Cel mai bun atac al lui este cu pumnul, vedeți și voi, dă și cu piciorul. Că vă arăt imediat, pam pam, deci sare, cu piciorul, cu pumnul, cu piciorul, cu pumnul și sare. Și avem și câteva proiectile de pânză, să vă arăt imediat. Da, putem să dăm și swing. Da. Pe vremea când eu eram copil, acesta era Spider-Man. Da, așa se afișa undeva prin anii 90, da, 99-2000. Swing! Ui! Deci, voi cei care trăiți copilăria, ați văzut? Am proiectile, da, cu pânză, le-am luat de pe jos, am să vi le arăt imediat. Voi cei tineri care copilăriți acum în această epocă după 2010, da, au început jocuri super super tari. Deci dacă v-ați născut undeva în 2008 și aveți acum 8 ani, sunteți super super norocoși. Și 8 ani aveam și eu când jucam acest joc și mi-a plăcut foarte foarte mult. Bum. Voi acum, ați văzut, erau niște mine pe jos. Voi acum sunteți și mai norocoși pentru că trăiți în epoca calculatorului și spre deosebire de mine, care eram în lumea jocului pe 16 biți, 8 biți, da, de genul acesta. Voi aveți jocuri cu grafică mult mai șmechere și controle mult mai șmechere și povestea este spusă mult mai bine. Da. Dar dacă puteți juca jocuri de genul acesta, vă garantez că puteți juca orice fel de joc pe calculator. Hai să-l omorâm totuși pe ăsta, hai să-l omorâm. Boom. Mai e unul aici care-l omorâm și pe ăsta. Da, dificultatea acestor jocuri este destul de bine gândită. Și din punctul meu de vedere este un challenge foarte, foarte bun. Jocurile acum au devenit extraordinar de comerciale. Pur și simplu nu-ți mai dă acel feedback. Ați văzut acea chestie care pulsa jos? Erau gloanțele lui Spider-Man. Boom. Așa, hai să sărim aici, să dăm cu piciorul. Boom.
Ok, că l-am luat și pe ăsta. Am sărit. Ups, am primit un glonț. Bam. Am luat cheia, o punem aici. Și mergem să-l omorâm pe Electro. Electro este aici într-o mașinărie și încarcă energia. Da, foarte șmecher, putem să-i dăm aici bătaie. Sau cel puțin eu așa știam că puteam să-i dăm bătaie. Bam, 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 bam. Dar nu-i scade din viață deloc, el se va încărca la loc, vedeți. La un moment dat îi scade o pătrățică acolo în stânga jos. Este viața lui. Dă să-i scadă, dar nu-i scade pentru că n-am dat de manetă încă. Cum am dat de manetă? După cum vedeți, Spider-Man merge și pe pereți aici, pam, pam. I-am dat un picior. Mai dăm un proiectil. Încă unul. Am ratat unul. A, nu mai am. Nu mai am. A, o să-i dăm doar cu piciorul și cu pumnul acum. Are deja două liniuțe scăzute. Haide, mă. Nu trebuie să te miști prea departe de el pentru că vine singur la tine. Tam, tam, tam. Înainte fugeam pe toată planșa. Este destul de imprevizibil băiatul. Bam. I-am mai dat un pic. Nu îi le prind ca lumea. Ui! Bam! Și încă unul. Hai, a? Bam! Acesta a fost primul nivel și acum mergem să-l batem pe Sandman. Sandman appears with a fist of fury. Pumnul furiei. Maxime, am spus. Bun, hai să dăm pe start. Și suntem într-un canal aici, cum vedeți și voi. Avem tot felul de șobolan pe aici care sar pe noi și tot felul de dubioși din ăștia care sar pe noi aici. Avem aici o cutie care a sărit în aer. O să vedeți imediat la ce ne folosește cutia aceea. Jocul a pus-o aici pentru a ne învăța că cutiile verzi explodează. Da? Ne ia și din viață, dar în același timp ne și propulsează în alte locuri. Da? O să avem nevoie să sărim. Vezi acea picătură verde. Este un fel de o travă, dacă pică pe tine îți cade viața, evident. Avem aici un TNT, dacă se vede, da? Mi-a luat ceva vreme bună să-mi dau seama că în ordine ca să trec de acest nivel, trebuie să explodez o cutie din aceea, verde. Și nu știam cum. Într-un final m-am prins că acest dispozitiv este de fapt o bombă și îmi va folosi mai încolo când am să ajung la acea cutie. Bun, nu mai știu cum să ies de aici. Hai mă. Trebuie să mergem să luăm detonatorul. Dacă nu mă înșel, este undeva aici, în partea din dreapta. Șobolanii, dacă sunteți aici pe frânghie și sar la tine, vor cădea în groapă sau se vor lovi de tine și nu se vor lua viață. Acesta este detonatorul. Da? L-a pus acolo. Evitați să vă bateți cu șobolanii, să vă bătați cu șobolanii. Așa, aici am căzut direct. Da, vedeți acea cutie verde? Da? Sărim. Bum. Și am sărit peste. Și ne-a trecut mai departe. Dacă nu luam detonatorul și bomba, trebuia să ne întoarcem înapoi. Și fără acea cutie verde, pur și simplu, puteam să sărim pe partea cealaltă cu ajutorul pânzei de păianjen, evident. Dar mai greu și nu vă recomand, da. Puteți urma pașii mei și veți ajunge cu siguranță la Sandman. Da. Acum bomba vine singură acolo și Spider-Man
coboară prima treaptă și bum. A explodat. Și am ajuns la Sandman. Sandman este și el un adversar foarte, foarte puternic. Mie îmi place să mă lupt cu el aici pe ultima treaptă. Se va uita pe hartă și va ieși din pământ fix acolo unde sunteți voi. Și după cum vedeți are un pumn dintr-un fel de piatră, un cataroi, vă dă cu piatra în cap. Da, eu am avut noroc că l-am prins cu cel mai bun atac al meu, cu pumnul. Da, și l-am omorât destul de rapid, dar v-am spus, am trecut de 10 miliarde de ori prin acest joc, deci pentru mine lucrurile sunt ceva mai ușoare. Cum spuneam în clipul cu Mario, în acel gameplay, am spus că în spatele oricărui învingător se află un mare pierzător, un mare loser. Am pierdut, cred că, de 11 miliarde de ori la acest joc și l-am resetat și am zburat caseta din joc, efectiv, la un rage quit, da? Și, da. Spider-Man hunts for Mysterio, the Master of Illusion. Acum, Mysterio ăsta este probabil cel mai greu până la Dr. Octopus, pentru că trebuie să ne luptăm cu el de 3 ori și da, este mai dificil de bătut, dar nu imposibil. Oameni buni, aici o să dăm peste un nivel pentru care eu m-am născut blond la creieraș. Da, deci eu am avut această casetă NES timp de 2 ani jumate, 3 ani, nu mai știu, până când am împrumutat-o unchiului meu și am rămas fără ea. Pe conceptul cine dă nu are. Normal, aici am văzut ușa, este o ușă, vedeți acolo sus, da? Acolo trebuie să ajungi tu. Bun. Eu niciodată nu m-am dus până la capătul acestei hărți. Pur și simplu săream aici, pam, nu mai știu pe aici, parcă ea. Sunt niște de astea și te duce direct în sus. Hai mă, sau pe aici, nu mai știu. Aici. Ok, da? Și mă duceam acolo. Nu m-a dus capul. Da, și nimeni nu mi-a spus. Mă rog, nimeni nici nu avea caseta respectivă la momentul acela să se joace în afară de mine. Băi, trebuie să te duci până la capătul celălalt al hărții, pentru că la capătul celălalt al hărții sunt niște ochelari. Îi vedeți acolo sus? Sunt niște ochelari care te vor lăsa să vezi în întuneric. Da? Este o planșă, următoarea planșă, următorul nivel, este în întuneric. Și foarte mult timp, gen mulți ani la rând, am trăit cu impresia că caseta mea NES este stricată. Da? Deci caseta mea NES este stricată. Eu aici vedeam beznă. Deci nu era nimic, era beznă totală. Și am zis, bă, e stricată caseta. Și mergeam anapoda pe aici, nu știu, reușeam să-i văd pe monstruleții ăștia foarte nenorociți, monstruleții aceștia foarte nenorociți. Deci dacă te prinde cu gheara aceea, poate să te și omoare aproape instantaneu, mai repede decât orice alt boss din joc. Da, deci mare atenție la ei, evitați-i dacă puteți. O chestie foarte interesantă, mobii din acest joc, dacă îi omorâți, veți primi viață. Da, deci dacă mai aveți puțină viață, omorâți mobii și veți primi viață. Boom. Ia uite-l, doamne. Băi, ați văzut ce repede m-a luat? Deci m-a omorât. Incredibil, în jocul acesta nu primești decât un singur continue, unul singur. Iar eu tocmai l-am folosit.
Nu pot să cred. Sunt supărat. Bun, și aici ne omorâm cu Mysterio. Este relativ ușor de bătut. Pur și simplu îi dai cu pumnul, aruncă cu acele OZN-uri în tine, îți dă cu pumnul, dacă te pui lângă perete, nu își va da respawn în spatele tău. Puși de el când explodează. Deci l-am omorât o dată, de două ori, mai trebuie să mai omorâm încă o dată. Îți dă și cu piciorul, văd. Bun, deci de 3 ori, de 4 ori aparent trebuia să-l omorâm, deci avea 3 iluzii. Și a murit foarte tare. De ce trebuia să pierd eu acel continue, nu știu. Bine, nu că aș avea nevoie de el. Și acum. Bun. Hai să-l omorâm pe vulturul. Aici sunt câteva mici șmecherii. Am aflat că dacă mergi pe pereți, pe sus, vulturul nu te va atinge și că toate capcanele lui se vor duce pe apa sâmbetei. Bam! Da, deci vei scăpa de tot ce înseamnă bombițe. Mi-a dat acolo una, le-a luat și pastea. Și aici mai sunt două. Trei. Deja am pierdut o liniuță la viață, vedeți și voi acolo. Am să o recuperez eu. La un moment dat. Hai să o folosim pe băiatul ăsta. Să vă arăt dacă funcționează treaba cu viața, deci mai trebuie să mai dau să mai omor. Da. E, n-a fost să fie, putem să-l omorăm pe vulturi și cu 3 liniuțe la viață, îl lăsăm să coboare. Aolo, de ce a trebuit să iau eu ăla de... Incredibil, incredibil, nu pot să cred. Deci, nu pot să cred. Am să mor. Deci, am să mor. Deci, nu știu ce a fost cu mine, am jucat execrabil în jocul meu preferat. Să vedem, mai știi, poate se întâmplă un miracol, ceva, nu știu. E foarte important să stai la clădirea asta aici, pentru că toate bombele lui vor cădea pe clădire și nu vor cădea pe tine. Ah, cum mă enervează. Param, pam, pam, ba, ba, bam. Ok, haideți că am revenit. Am ajuns înapoi la vulturi. Da, și de data aceasta am continue. Da. Să dăm un pic mai încet în cască. Așa, am continue de data aceasta și sunt super happy. Aoleu, ce-mi face mie băiatul ăsta, îmi dă cu piciorul. În continuare, ne vom lupta cu Green Goblin, următorul, haide mă, nu mai vrei să mai cobori?
incredibil. M-a lăsat cu unul la viață, dar măcar i-am luat și o liniuță. Dacă dăm continue, dăm continue de aici. Este totuși destul de dificil jocul. Nu știu de ce, probabil m-am grăbit, probabil a trecut prea mult timp de când l-am terminat ultima oară și nu știu. N-am avut suficient de multă răbdare, zic eu. Da, după cum vedeți, i-am luat aproape toată viața. Mai trebuie să-i mai dau un pumn și este ca și mort. Bun. Da, l-am omorât, nu mai avem viață, o să primim o bulină. Ooh, once he was a human, now he's a hobgoblin. Ugly one, huh? Ce urât e? Ok, aici este ceva mai dubios, avem tot felul de iepurași, am primit două buline aparent. Iepurașii ăștia, dacă suntem atenți, trecem ușor pe lângă ei și nu ne omoară, acea gheară nu vine după noi. Hai să vedem, poate avem noroc și nu murim, poate, nu se știe niciodată, avem aici crengile astea de copac, hai să vedem, pam pam pam. Da, deci dacă stai pe loc, acea gheară se va duce și vei scăpa. Hai să vedem dacă reușim să îl omorâm pe nenorocitul ăsta, care o să arunce cu chestii de-astea după noi până se va plictisi el. Ăsta este simplu de bătut, pur și simplu îi dăm cu... de-astea de... cum îi zicem, de primul continue, da? Îi dăm cu proiectile de pânză și scăpăm repede de dânsul. Dacă îl prindem să-i dăm și un pumn sau un picior, cu atât mai bine, doar că nenorocitul poate să fugă pe planșă foarte repede și noi nu îl vom prinde. Bun. Da, ați văzut? Totuși am folosit acel continue. Mi-aș plăcut dacă nu aș fi folosit deloc. Masterminding the Mindham. Da, Dr. Octopus is back with a vengeance. Put prea multă engleză. Bun. Haide să vedem. În ultima parte avem mobi din toate planșele. Da, deci rachete, rachete din nou, șobolani. Băiatul dubios cu bumerangul, da, acele chestii dubioase, acei fulgi, nenorocitul ăsta care nu pot să-l sufăr, dar l-am prins cu pumnul și l-am omorât. Așa, pe undeva pe aici avem și rachete, dacă nu mă înșel, iepurașul care nu pot să-l sufăr, nu știu, eu îi zic iepuraș, cel mai probabil nu este iepuraș, dar trecem peste. Ok, și ăsta te poate omorâ destul de repede dacă te prinde. Boom. Uf. Și am ajuns. Îi dăm, fugim. Cam asta e regula, îi dăm, fugim. Da, moare odată. Cred că de 3 ori moare și ăsta, nu mai știu sigur. Sare acum, bum, 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 bum,
Bum. Am murit încă o dată. Ești de 3 ori, cred că. Mamă, casă. Bum. Bum. Ah, uite, sare. Nu știam că sare pe aici. Mai aduc aminte. Asta e ultimul și de-aia e mai greu de bătut. Bum. Ups. Bum. Și i-a sărit ochelarii de control. Victory! Spider-Man Tunes over the Sinister Six. Băi, fraților, țin să vă spun, mi-a luat aproximativ 3 luni de zile. Deci o vară întreagă în vacanța de vară de la școală. Am jucat constant în fiecare zi, în jur de 4 ore, cred, sau 3 ore pe zi. Nu puteam să mă joc mai mult pentru că transformatorul jocului, transformatorul, modulul de alimentare, se ardea foarte repede. Gen în maxim 5 ore, să zicem, tras de păr. Dacă îl țineai mai mult de 4 ore, 3 ore, 4 ore, murea. Na, și trebuia să cumpăr altul, eram copil, nu aveam bani, părinții erau cum erau, l-ai stricat, nu-ți mai cumpăr altul, bla bla bla, știți și voi. Și trebuia să mă joc până când să încălzea transformatorul destul de tare și să opresc pentru că... Na. Bun. Cam atât a fost și episodul de astăzi. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la finalul acestui videoclip. Avem în jur de o jumătate de oră, sub o jumătate de oră, 27 de minute aproximativ. Eu am fost Rengozo, acesta a fost Spider-Man Return of the Sinister Six pe NES. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu vă pup și ne vedem în episodul următor. Bye!